Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în balanță, etalare pentru noiembrie 2021. Dragii mei, din partea îngerilor ați primit deja un mesaj. Aveți credință. Probabil că lucrurile merg destul de greu într-o privință sau poate în mai multe privințe, pe mai multe planuri. Ideea e că lucrurile sunt mai profunde decât par. The heart of the matter. Asta sugerează. Interesant, poate unii dintre voi aveți numărul 22, 33, poate pentru unii vă influențează acest număr. Ori aveți numărul de la casă, de la mașină, 22, 33 sau data voastră de naștere, 22 merge. Sau numărul de destin, ceva pentru unii. Două numere maestre, oricum. Deși lucrurile sunt profunde și nu le puteți înțelege. Poate unii simțiți că sunteți ca într-un somn sau ca într-o hipnoză în care nu vedeți anumite lucruri, dar, apropo de hipnoză, puteți sesiza nuanțe, detalii pe care altfel în stare lucidă, mai ales cu planete multe în semne de aer, aveți tendința să fiți rațional, poate într-o stare lucidă nu le vedeți. Nu mă așteptam nici eu să zic acest mesaj, dar a venit. Apreciați acest moment. Orice moment aveți cu cineva sau nu doar cu cineva, în general, tocmai ca să vă dezvoltați această credință, trebuie să vă bucurați de lucrurile mici. Orice situație este o oportunitate de a crește și, dragii mei, balanțe, orice planetă ați avea, de a găsi dragostea. Da? To find love. Fiți autentici. Nu vă ascundeți aspecte ale voastre care vă reprezintă, plăcute sau neplăcute, fiți autentici, pentru că oamenii apreciază autenticitatea, clar. Și ia, uite, interesant, autenticitate și physical touch. Aici, autenticitatea înseamnă să fim sinceri cu noi. Evident, că și cu restul, dar în primul rând cu noi. Să recunoașteți că aveți nevoie de o atingere fizică a cuiva. Este o persoană, probabil, pe care o admirați foarte mult. Interesant, sunt sclipici, scânteie în jurul acestei persoane, poate simțiți o senzație de electricitate sau de miracol, de minune în preajma acestei, nu musai femei, acestui personaj, că poate să fie și invers bărbatul, da? Dar trebuie să aveți, ia uite, romanță, e pe cale să se nască o romanță dacă nu s-a născut, dar practicați compasiunea față de cineva care v-a rănit. Poate vă răniți voi refuzând această atingere fizică sau să vă bucurați de niște momente speciale cu cineva. Poate trebuie să vă iertați voi în relație cu cineva, o relație karmică din trecut sau să iertați pe ei. În acest context foarte frumos, repet, și profund, printre toate mesajele care țin de autenticitate, de romanță, de credință, unul foarte important este iertarea. Să vă iertați pe voi și pe cei care au greșit față de voi ca să puteți manifesta în timp, cu credință, lucruri profunde pe care, repet, acum unii dintre voi posibil să nu le înțelegeți rațional, dar dacă vă dați timp și deschidere către alte dimensiuni eventual, repet, prin reverie, contemplare, meditație, vis lucid ar fi și mai bine. Puteți să sesizați multe lucruri care vă ajută în luarea deciziilor de zi cu zi. Aveți credință. În orice situație ați fi, aveți credință. Din seria cărților pe care le voi folosi pentru crucea celtică, a avut să se arate patru cărți. Patru de spade, Cavalerul de bâte, 8 de cupe și Regele de cupe. Cum au venit ele nu contează, mesajul este foarte interesant. Eventual, erați într-o perioadă sau sunteți într-o perioadă, sunteți, că totuși vorbim de o perioadă aceasta, da? Într-o perioadă în care vă analizați niște situații, decepții, răni, poate aveți și o suferință fizică și trebuie, ce frumos, ce frumos, trebuie să vă găsiți credința. Ființe raționale, unii dintre voi, trebuie să vă găsiți experiențele neplăcute, dureroase prin care ați trecut și prin care treceți unii dintre voi, vă forțează într-un fel sau altul să luați aceste decizii. Decizia este să vă orientați gândurile către Dumnezeu. Aici e 12, iar 12 să vă influențeze într-un fel, dar 12 și cu 1, 1 și cu 2 înseamnă 3, dar comunicați cu îngerii voștri protectori. Aici este temperanța. Am zis, pentru mine, cartea reprezintă elementul, varianta mică. Aveți nevoie să vă gândiți la voi,
la trecutul vostru și la ceea ce vreți să manifestați în viitor. De aia zic lucrurile sunt mai profunde, the heart of the matter. Dar acolo, în inima materiei, pătrundeți doar prin inspirație divină. Pentru că materia este tot creație divină. Încercați să vă analizați, posibil, unii dintre voi, sau sunteți sfătuiți, da? Impulsurile sexuale pe care le aveți, cavalerul de bâte, dorința de a merge către cineva, eventual de a explora o nouă situație, nu neapărat o nouă persoană, dar poate să fie un nou proiect, o nouă situație, un nou job, un nou loc, nu știu, să călătoriți, sunt multe variante, inclusiv o nouă persoană față de care simțiți o atracție fizică foarte mare. Și stați și vă gândiți, eventual vă abțineți să exprimați această pasiune. Posibil, la un moment dat, unul dintre voi sau ei, sau și unul și altul, ați încercat să vă detașați, nu doar mental, să vă puneți în ordine gândurile, să vă controlați impulsurile, ci să vă detașați și emoțional de această energie foarte puternică. Cavalerul de bâte este un cuceritor, da? Și nu vorbesc în sensul acela șarmant. Este parte dintr-o oștire. Poate să devină ofițer, poate să devină, să capete ranguri înalte până apt să cucerească o regină. Deci, este o forță care nu trebuie privită, eu așa simt, o să vorbesc o dată despre cavalerii, nu trebuie subestimată. Și aici zic, aici vreau să ajung. Această atracție și dorința de a explora ceva nou este atât de puternică încât în analiza voastră, prima tendință a fost să o ignorați, de aceea fiți autentic. Fiți autentici că aveți nevoie de această atingere fizică, de această atracție. Această atracție, într-un fel sau altul, vă ajută să vă descoperiți pe voi, da? Chiar dacă vă detașați de aceste tendințe sau de acest impuls, vă detașați, dar într-un fel sau altul, călătoria aceasta a detașării mentale și emoționale vă duce către nouă decupe, către dragoste de sine. Inclusiv atracția respectivă față de situație, de proiect, de personaj. Trebuie să descoperiți în această experiență, cu alte cuvinte, dragostea de sine și nu doar dragostea de sine, dragostea adevărată. Regele de cupe este o dragoste adevărată. Și, printre altele, echilibru emoțional, dar este un echilibru autentic, nu este o hiperanaliză mentală a impulsurilor, a emoțiilor și, eu știu, poate chiar a lui Dumnezeu. Da? Aici este momentul în care vă conectați. Poate aveți niște probleme de sănătate care vă afectează mersul, da? Și vă doriți să mergeți, să alergați, să fiți năzdrăvan, dar iar 8 de cupe este o eliberare de niște gânduri și emoții negative, că nu veți putea, că nu va fi, că ceva nu merge, tocmai ca să manifestați 9 de cupe și regele de cupe, care înseamnă vindecare emoțională, echilibru și capacitatea de a manifesta prin emoții sănătoase ceea ce vă doriți. La capătul setului de cărți aveți 10 de cupe, în spate 3 de bâte, la o călătorie, iar este o nevoie de călătorie foarte bine, foarte evidențiată până acum, nevoia de o călătorie, iar dorința de a spera, de a spera că va fi bine, că veți fi fericiți cu cineva anume. Posibil cineva în preajma voastră, cu regele de cupe, 8 de cupe, da, va duce așa o stare de euforie, de prea plin emoțional, de speranță că puteți zbura, interesant, că puteți avea credință, lucruri pe care probabil nu le-ați experimentat până acum sau foarte rar în viață, dar trebuie să alegeți. Iar trebuie să alegeți unde a fi voi cu voi înșivă, a manifesta ceva nou, interesant, nou la acest astfel de monede. Poate să fie cu voi înșivă o viață a voastră faină, zic faină ca să completați voi cu câte adjective vreți și în momentul în care voi cu voi înșivă sunteți fain, da? Și deschideți o nouă ușă, o nouă casă, un nou apartament, un nou job, da? Un nou proiect, atunci veți putea atrage cu 3 de bâte și partenerul acela sau aceea care vă va aduce fericire. Deci, este o lecție foarte interesantă pe care o experimentați unii dintre voi în această perioadă. Dar clar, dorința de călătorie interesantă. Da, cred că e multă pasiune că eu uite că m-am și încălzit. Să mai amestec o dată, da? Soarele în Venus ascendent, nodul nord,
Ia uite, temperanța nu berbec, vreau să zic în balanță. Turnul și temperanță. Probabil că într-un mod brusc vă echilibrați sau vine cineva care vă învață să vă echilibrați. Poate că e o separare. Cineva care vă echilibrează viața, dar separarea iar este necesară ca să vă și echilibrați voi, pentru că degeaba vă echilibrează cineva dacă nu vă face și voi lecțiile. Aici este treaba, nu? Iar atracție. Atracție față de cineva după o perioadă de trădări, de dureri, poate și fizice, dar clar sunt și niște conflicte mentale și verbale în viața voastră, poate chiar acasă, cu regina de monede. Am zis totuși că luna asta vreau să folosesc și altfel de cărți, adică nu altfel de cărți, să folosesc cărțile invers, așa că separ, interesant, turnul. Încă nu v-a separat de o situație neplăcută, da? Încă sunteți în proces de separare, unii dintre voi. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță. Noiembrie 2021. Odată. De două ori. De trei ori. Dai și citim, facem cruce ce adică. Central. Trei de cupe. Bucurie. Vă saltă sufletul de bucurie. Poate vă întâlniți cu prietenii și ieșiți la o băutorică unii dintre voi. Interesant. Provocarea este faetonul, să o pun așa să fiu sigură, faetonul invers. Ori nu aveți încredere să luați taurul de coarne, cum se zice, deși aici sunt cai, da? Poate aveți probleme cu mașina sau e o chestiune care ține de călătorie. Nu aveți încredere, nu ați ales încă, sunteți în procesul acela îndelung de alegere. Îndelung pentru că, în general, valențele aleg greu. Cei cu planete în balanță, nu zic doar cei cu soare în balanță, da? O să vedem, o să clarificăm. Hai să mai scoatem. În trecutul îndepărtat sau mai puțin îndepărtat, 9 de monede. Ori sunteți căsătoriți, ori, chiar dacă nu sunteți căsătoriți, încă n-ați ajuns la acel grad de independență financiară. Trebuie să mai lucrați, ori una, ori alta. Dar o să vedem. E o situație care poate să țină de familie sau de loc de muncă, sau și de una și de alta. În ultima vreme, 4 de băte. Iar, posibil, întâlnirea cu sufletul pereche, pentru că amândouă sunt cărți pozitive și în poziție normală. În poziție normală. Dar ceva nu se manifestă. O să vedem din ce motive. O călătorie. Am văzut 3 de băte care înseamnă și distanță. Poate o distanță. Repet, vedem la clarificări. 3, 4 de băte. Poate ați avut acasă, în ultima vreme, o sărbătoare. Bine, în octombrie a fost ziua voastră, dar vor mai fi și alte sărbători care v-au influențat în ultima vreme, într-o formă sau alta, și ați rămas așa cu inima plină de voie bună, eventual după acea întâlnire, după acel eveniment, sau după un suflet perechi care vă face bine. În viitor aveți 5 de băte, trebuie să vă luptați, da? Să găsiți formule creative în această luptă. Opa, în prezent turnul, dar turnul invers. Ori dorința de a reconstrui o relație sau o situație care v-a zdruncinat sau care v-a dus în separare, turnul în poziție normală aduce separare, dar invers poate să fie refuzul de a vă separa de cineva sau dorința de a construi. O să clarificăm să vedem exact ce înseamnă acest turn. Este posibil, simt totuși că este un posibil refuz de a vă separa sau vă este greu totuși să vă separați de cineva, pentru că faetonul a venit invers și faetonul, carte a victorilor și a destinului. Faetonul alege steaua, alege să meargă către stea, către destinul său, da? Și când e în poziția aceasta, e într-o stare de refuz. De a vedea o realitate, eventual, că lucrurile sunt mai profunde, da? Că trebuie să avem credință. Faetonul, când alege, are credință. Aici trebuie să lucrați cu credința voastră, cu încredere că veți avea victorie. Nu exterior. Sfatul este cavalerul de bâte invers. O să-l clarificăm și pe cavalerul de bâte invers. Să vă mențineți pasiunea mai mult timp, să nu vă rămână trecătoare.
Orice ar fi această pasiune pentru pe o persoană, pentru un proiect, pentru o călătorie. Dar o să-l clarificăm, să vedem exact ce înseamnă. Exteriorii au te judecat invers. Încă nu puteți să judecați sau cineva vă judecă. Asta este, vă este teamă că cineva vă judecă dacă vă separați de cineva. De-aia apare în viitor 5 de bâte. Poate acasă cineva să vă judece că vreți să alegeți eventual alt drum. Și din acest motiv nu-l manifestați. Dar o să vedem dacă îl manifestați sau nu-l manifestăm. Scuzați-mă dacă îl manifestați sau nu. O să clarificăm. De ce vă este teamă de 6 de cupe? 6 de cupe invers mergem spre 5. Înspre regrete. Că o să regretați eventual. Că o să regretați, că o să pierdeți un suflet pereche foarte drag. În ce sens îl pierdeți? Dacă nu luați decizia corectă, este teamă că, da, că o să regretați. Poate sunt în această decizie foarte importantă, intră în poveste și copiii. Și din cauza aceasta alegerile sunt foarte grele. Și copiii. Dar ce să zic, dragii mei, aici este mesajul care a fost la început, trebuie să vă descoperiți dragostea față de voi. Da, poate unor e mai ușor să iubim pe alții și mai greu să ne iubim pe noi. Și multe experiențe prin care trecem toți ne provoacă să ne iubim și să ne gândim și la noi, nu doar la alții. În fine, un mesaj pentru unii. 3 de monede. Ce vă doriți? 3 de monede. Eventual să alegeți, iar 3 de monede mergem spre 2. O să clarificăm, sau spre 4. Vă este teamă să vă reconstruiți ceva, iar ok, teamă de reconstruiți, de reconstrucție. Teamă să schimbați ceva, pentru că 3 iarte. Aici avem numărul 3, da? Numărul 3. Dar, ce să zic, vreau să clarific înainte să spun mai multe. Ce reușiți să faceți? 7 de monede invers. În primul rând, nu mai așteptați. Încercați să vă deblocați. Dar mai durează până începe ceva nou. Cărțile sunt invers. Mai durează până manifestați ceva nou. Este în preajma voastră această dorință de nou, de o nouă lume, de o nouă manifestare. Dar cărțile au venit invers. Important este în tot acest grup de cărți care au venit invers. Cele mai importante sunt primele două, evident că acestea le reușiți în această perioadă să le manifestați. Ce este important? Că renunțați la niște blocaje și nu mai stați în așteptare. Și probabil că pas cu pas mai încet veți risca ceva, veți începe. Da, e o atracție față de cineva. Vrei să ieșiți din stagnare. Din gânduri. Da, e un proces destul de îndelung de transformare. De-aia zice această carte, apreciați acest moment. Fiți autentici, apreciați orice moment frumos, cât de mic este, și lucrurile sunt mai profunde. E ceva de lucru într-o anumită situație. Hai să vedem acum să clarificăm, da? 7 de bâte, de monede invers.
Poate să ducă și înspre 6. Poate că aveți nevoie de o susținere financiară unii, nu pentru toată lumea. Opa! La capătul setului de cărți, poate este un trio pentru unii, un triunghi amoros pentru unii, nu obligatoriu. Triunghiul poate să fie și important cu diavolul, poate să fie și jobul, da? Jobul. Poate niște colaborări. Trei monede e o carte a colaborărilor, văd eu. Invers, vă doriți să nu mai colaborați cu cineva, posibil, o să clarific, repet, la capătul setului de cărți, diavolul. Frica, egoul, ambiția, poate să fie și atracția fizică a cuiva sau față de cineva. Da, a fost o perioadă de tăcere între voi și cineva, dar apare o reîntoarcere cu 8 de cupe invers în această... Da, vă doriți o reîntoarcere. E o dorință aproape obsedantă, dar chiar dacă vă doriți această reîntoarcere la acest ideal, la situația sau personajul care, uite, de care v-ați îndrăgostit sau de care vă face într-o formă sau alta fericiți, în continuare nu se exprimă niște emoții și din cauza că nu exprimați emoțiile, atmosfera devine oarecum intoxicantă. Este intoxicantă și prin acest surplus emoțional, euforia pe care o simțiți, dar este intoxicantă sau toxică, nu doar intoxicantă, toxică, pentru că nu exprimați stările, da? Ele există, dar nu le exprimați. În acest motiv se zice să fiți autentici. Hai să clarific. Interesant, la capătul setului de cărți, regele de bâte, atracție față de cineva care nu este lângă voi. Vă invocați unul pe altul, eu știu, voi pe ei, ei pe voi, dar 5 de bâte. Iar 5 de bâte apare și în viitor. În această perioadă, regele de spade, sunteți voi, regele de spade. Dar un pic dezechilibrați, n-aveți... Dezechilibrați în ce sens? N-aveți încredere că va fi această victorie, că veți cuceri? 5 de bâte se bate ca să ajungă la 6, da? La victorie. Adică trebuie să fie mai combativ și probabil că unele persoane nu sunt suficient de combative. Depinde ce planetă aveți. Balanțele pot să fie. Eu zic că pot să fie foarte bătăioase când se hotărăsc, dar aici este problema cu hotărârea, pentru că faetonul a venit invers. Încă. N-ați luat hotărârea. Încă nu a luat hotărârea. Deși simțiți bucurie din partea cuiva. Hai să clarificăm. 3 de cupe. În sufletul balanțelor, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în balanță. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. Diavolul. Ia uite, 2 de spade. Încercați să blocați eventual. Ați blocat comunicarea cu cineva? Da. Sau a fost blocată comunicarea cu cineva care vă aduce multă bucurie, eventual, și pentru unii poate că ați compensat acest blocaj în comunicare și stagnarea care s-a manifestat, l-ați compensat prin întâlnirea cu prietenii, petreceri, 4 de bâte, 3 de cupe și Lilith sau diavolul, da? Eventual cu niște adicții către, eu știu, hai să ieșim în oraș, să ne plimbăm, să ne simtem bine, pentru că nu vorbesc cu X-ulesc, cu X-uleasca și ca să nu mă gândesc că mi-e dor, să-mi ocup timpul. Clar, pentru unii. Pentru alții, sau și, de ce nu, și, Lilith sau diavolul, care reapare, și 3 de cupe, clar, tentație, posibil, triunghi amoros pentru unii. Dar, triunghi, pătrat, ce-o fi, octogon, nu contează, vă simțiți sufocați de aceste emoții pe care ați încercat și unul și altul să le blocați într-o formă sau alta. Cu Lilith și cu diavolul poate să fie o chestiune care se manifestă la locul de muncă sau s-a manifestat la locul de muncă. Clarificăm faetonul invers. Aici este provocarea ea.
O dată pentru balanțe. De ce invers și de ce provocare? De ori. De trei ori. Vulnerabilitate. Și eremitul pe care l-am mai văzut, da? 10 de cupe. Da. Vă este dor. Ați vrea să manifestați ceva nou, dar trebuie să renunțați la niște regrete, la un trecut mai trist, ca să vă puteți bucura de 10 de cupe. Dar aici este analiza prin care trebuie să treceți unii dintre voi. Da? Am văzut analize la 4 de spade. Trebuie să analizați. De ce întâlniți anumite persoane? De ce ați trecut prin cutare? De ce nu aveți parte de 10 de cupe? Adică de fericirea super maximă, da? Super maximă, știi? Mai zic și eu cuvinte. Aici este. Și ce am zis mai devreme? Nu ați exprimat, da? Asta zic. Vreți să ieșiți din eremit, da? Vreți să ieșiți din tăcere? Vreți să vă întoarceți sau așteptați ca cineva să întoarcă, să comunicați? Eremitul ține de Mercur într-o formă sau alta, da? Dar degeaba e această intoxicare emoțională dacă nu exprimați un pic din ea. Valetul de cupe a venit invers. Și cu cât nu exprimați, cu atât vă adăugați emoții și strângeți și strângeți până, ia uite și, da, până va izbucni acest, va exploda acest turn. E o construcție veche care va exploda. Va veni trezirea, trăsnetul. Sunt și niște conotații sexuale, dar nu le mai spun pentru că citirea este generală. Deci provocarea este să fiți deschiși, să fiți vulnerabili. Show your soul, show me your soul. Unde era? Ce melodie? Ce melodie? Ia. Este o melodie cu, să o pun în comentarii, show me your soul. Jay-Z. E un trio, Pharrell, Jay-Z și cum îi zice că îmi place, cântă rock. Și mai e un tip. O să pun în comentarii melodia, show me your soul. Da, trebuie să vă arătați sufletul. Și aici este, vă este teamă că e o călătorie față de cineva, față de voi, către destinul vostru, vă obligă să fiți mai vulnerabil cu cineva. Și în general, nu doar cu cineva. Evident că aceste cărți pot să fie și invers. Știu că sunt multe doamne și chiar și câțiva domni în zodia balanței sau cu marcaj în balanță care sunt deschiși. Depinde ce aspect aveți la nivelul hărților natale. Dar aici este provocarea să vă deschideți și să mergeți. Ce frumos vine mesajul. Să mergeți cu sufletul deschis. Dar aici este vulnerabilitate. Da? Aici nu este. Este, da, sunteți atrași, e magnetism, sunteți atrași, e intoxicare, e dependență, poate să devină și o dependență de cineva, dar cu cât nu exprimați, cu atât devin lucrurile mai toxice, da? Deci este provocarea, dar vedeți că mi se par foarte logice, dar cum au venit, da? E valetul de cupe invers, aici a trei de cupe. Diavolul, da? Chiar în sufletul vostru. Sunteți în... Simțiți nevoia să dați, dar vă abțineți, să exprimați. Ați vrea să exprimați bucuria, atracția, da? De-aia apare cavalerul de băte, atracție. Dar provocarea este cum vă întoarceți, pentru că dacă vreți să aveți victorie... Trebuie să fiți deschiși. Mai dăm o carte pentru această provocare. Uite. Mai dăm o carte. O dată. De doi. Uf. De trei ori. 5 de cupe, asta este. 5 de cupe înseamnă regrete, dor, cum am zis mai devreme. Cu cât nu exprimați, cu atât... Regretați, vreți să o luați de la zero cu cineva, să vă eliberați de blocaje, 7 de băte invers, 10 de monede e pe orizontal, conceptul de casă, de nu neapărat de casă, de tradiție, mai bine zis, da? Sunteți pe cale să vă eliberați de niște alegeri tradiționale, da?
poate prea materialiste pentru unii dintre voi. Voi, ei, vedeți și voi la cine se referă aceste mesaje. Dar eu vorbesc vouă, pentru că etalarea este a voastră, dar nu uitați că pot să interfereze energiile altor persoane, mai ales dacă vă gândiți foarte mult la acele persoane. Acum, în plus, fiecare, după cum vedeți la crucea celtică, repet, ca să nu uitați, sau cei care ascultați pentru prima dată, fiecare poziție reprezintă o întrebare, o situație. Uneori toate să vină și să descrie o singură poveste, alteori să fie paliere separate în viață, pentru că în viață nu avem doar dragoste, avem și familie, avem și responsabilități, și job, și sănătate, și frici, și reușite, da? Ascultați cu atenție, zic eu, sfatul meu, pentru că în orice etalare primești informații interesante, sfaturi de reținut și vedeți cum se vor manifesta. În trecutul îndepărtat, 9 de monede, ce ar putea să însemne? O dată, invers, de două ori, 9 de monede invers, în trecut, de trei ori. Prințesa de spade. Prințesa de spade. Interesant. Dorința de a comunica sau nevoia de a studia, de a comunica, eventual, poate, să urmăriți pe cineva voi sau cineva să vă urmărească la locul de muncă. Interesant. Poate trebuie să aveți grijă. Poate cineva va urmări la locul de muncă. Sau discuția cu cineva la locul de muncă, ori acasă. Vă afectează, pe de o parte, independența sau creșterea spirituală. Interesant. Mai dăm o carte pentru acest trecut. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Rata norocului. Interesant. Apare totuși o întâlnire de destin cu cineva, cu regina de cupe. Dintr-o discuție la locul de muncă, repet, zic locul de muncă pentru că 9 de monede în acest moment mă trimite mai degrabă, dar poate să fie și la acasă. Dar eu simt că e locul de muncă. 8, da? 8 de monede. O discuție. Nu neapărat, nu ușuratic. Mondenă, simplă, despre vreme, despre aia. Vă schimbă destinul. Întâlnirea cu cineva cu care discutați vă schimbă destinul. E o întâlnire de destin. Apare regina de cupe, da? Și vocea interioară. Începe să vă șoptească. Iar e o călătorie cu 8 de bute. Să vă șoptească că ceva se întâmplă. Ceva se schimbă. Ori vă zdruncină temelia tradițională, ori vă zdruncină, cum să zic, puterea de a vă concentra pe locul de muncă, ceva, ceva. Voi sau ei? În ultima vreme, 4 de bâte. Ei, ei, ei. Nu, că nu. Ați venit prea repede, încă nu. Dar apare un stres. Clar. 4 de bâte, te rog frumos, pentru balanță, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord de balanță. O dată, de două ori. De trei ori. Visuri. Visați. La o întâlnire cu cineva. Sau cineva visează, sau poate și unul și altul visați, pentru că aici este o pereche care se înțelege și care corespunde. În general sunt flăcări gemene, suflete perechi, sau prieteni care se potrivesc, da? Visați la o întâlnire cu sufletul pereche, o întâlnire cu cineva. E un vis. Poate să fie un vis lucid, stați cu ochii deschiși noaptea și vă gândiți unul la altul. 6 de bâte. Ia uite, aveți emoții. Și nu știți, eventual, sau vă gândiți, vă visați cum cuceriți cu 6 de bâte, cuceriți aceste emoții. Dar, iar analiza, hiperanaliza, tendința multor balanțe. Mai dăm totuși pe visul acesta o carte. O dată. De două ori. Probabil visați că v-ar fi plăcut să aveți o familie cu cineva, anume, 7 de bâte. Dar sunteți un pic defensivi. Ați vrea să luptați pentru acest vis, dar e interesant.
E o poziție. Împăratul. Dacă aveți responsabilități, aici este problema. Unii s-ar putea să aveți responsabilități la locul de muncă sau în familie. Din acest motiv sunteți un pic defensiv. 7 de bâte pentru mine înseamnă și o luptă de a păstra ceva. Vreți să păstrați acest vis, dar rămâne de văzut când o să-l cuceriți. Deși se pare că pe viitor apare cu acest 5 de bâte dorința de a vă lupta. Rămâne de văzut. Haideți să vedem ce apare în prezent. Clarificăm turnul. În prezent și viitorul apropiat odată. Aceea e turnul invers de 2 ori. De 3 ori pentru balanțe. Ia uite. Totuși, posibil să fie cu 2 de... 2 de bâte invers. Nu e normal. În suflet pereche, 6 de cupe apare, pe care l-am văzut și în poziția fricilor și de care vă e dor. Meditați, vă este dor în secret de acest suflet pereche pe care l-ați întâlnit sau nu l-ați întâlnit, dar cred că unii l-ați întâlnit pentru că apar multe emoții. Iar un suflet pereche cu care simțiți că rezonați foarte bine, există intuiție, marea preoteasă și trebuie să alegeți, aici este, trebuie să alegeți cum să concepeți separarea de trecut și reconstrucția, eventual, după o separare de acest personaj. Și când zic separare de trecut, mă refer la acele tradiții care se zdruncină, alegeri tradiționale care se zdruncină, că na, suntem în era vărsătorului și toți trebuie să gândim altfel și să facem altfel de alegeri. Concepție. Da, e pe cale să se întâmple. Ia, mai dăm o carte pentru prezent odată. De 2 ori. De 3 ori. 4 de spade. Analizați. 5 de monede, 4 de monede, 10 de monede. Acasă sau în familie aveți niște problemuțe care până nu sunt vindecate, rezolvate, analizate. Nu puteți să concepeți ceva nou, o nouă viață, o nouă relație sau o nouă etapă a relației voastre. Reconstrucția voastră sau a relației cu cineva. Vedeți unde sunteți, simțiți mesajul, că, repet, nu vă fac eu scenariul și nici viața. Asta vi le faceți voi. Dacă vreți povești fixe, căutați în altă parte. Aici aveți liberul arbitru. În etalorile acestea aveți liberul arbitru. Mai dăm o carte pentru prezent. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite. 4 de spade, 5 de cupe. Dar vă e dor de cineva. Aveți niște emoții foarte profunde față de cineva. Cinci de cupe. Sau poate lor le este dor de voi. Dacă a fost o separare, posibil și lor să le fie dor, evident. Cuiva este dor de voi. Dar este frumos că au apărut aceste emoții la capătul setului de cărți. Mai dăm o carte pentru prezent. O dată. De 2 ori. 3 ori. Împărăteasă. Părăteasa este femeia divină. Da,
Poate să fie și cineva cu marcaj în balanță, că tot vorbim de balanță și e drăguț că vine ca și confirmare sau un taur, dar e prea, prea general spus, pentru că împărăteasa poate să fie orice zodie, evident. Este o femeie divină care se onorează, care se cunoaște, care știe să crească, da? Este în vibrația sa, într-o vibrație înaltă, dacă nu cea mai înaltă din acest moment, da? Împărăteasa, în prezent. Nu e obligatoriu să fiți voi. Dar, dacă știți că aveți în preajmă o femeie divină, și folosesc acest termen pentru că, într-adevăr, este special, nu exprimă orice fel de femeie, da? Sau orice fel de energie feminină, o energie feminină divină. A venit și cartea în poziție bună. Dacă știți că aveți în preajmă acest personaj, probabil acestui personaj este dor, da? Este dor cu această carte, grief, da? Regretă că a fost o separare, eventual turnul invers, și că această concepție sau concepere, cu alte cuvinte, reconstrucție, vine greu. Apare patru de spade. Poate că voi analizați, poate analizează și ei, poate e o situație de boală sau de... Cum arată și cartea regăsirea credinței. De-aia apare mesajul. Aveți credință. Patru de spade a apărut chiar de la început. Aveți credință că veți depăși și dorul și ceva zdruncinat pe dumneavoastră ca să aveți parte de creștere, eventual, să vă bucurați de această energie feminină divină. Și când zic energie feminină divină, poate să fie energia feminină divină și a unui bărbat, evident. Energie feminină interioară, personală, nu musai o altă femeie, dar vă rog frumos să vă găsiți poziția, pentru că sunt cărțile complexe și n-aș vrea să le limitez doar la câteva mesaje. Că trebuie să faceți niște sacrificii ca să integrați niște emoții în viața voastră și să construiți ceva, trei de monede, apă, integrare, integrare și flowing sau sacrificiile, spun zratul. Și voi și ei trebuie să, să faceți niște, de-aia zic, lucrurile sunt mai profunde, the heart of the matter, lucrurile, și pentru că aveți de făcut niște sacrificii pentru această energie specială, trebuie să învățați să aveți credință și să iertați, să nu uităm, să apreciați acest moment, să fiți autentici. Sunt lecții foarte importante în această perioadă. Clarificăm cavalerul de bâte invers, sfatul, o dată, de două ori, de trei ori. Opt de cupe. Opt de cupe pe orizontal. Ia uite. Iar patru de bâte pe care l-am văzut în ultima vreme. Această întâlnire cu cineva drag. Trebuie să alegeți între a fi închiși în voi. Împăratul de obicei este închis. Este plin de restricții. Trebuie să alegeți cum vreți să vă manifestați. Închiși. În autoritate, dar închiși. Sau să riscați acest nebun. Să vă bucurați de emoții, da? De pasiune, de acest suflet, pereche de prieten, de un personaj care vă aduce multă bucurie. Sfatul este eventual cu 8 de cupe pe orizontal. O să-l clarific. Dar posibil să fie o reîntoarcere. Ia. Mai dăm o carte pentru sfat odată. De două ori. De trei ori. 9 de cupe. Uite ce frumos. Uite ce frumos și interesant că apare faetul, dar nu e nici invers, nici în poziție. Iar e chestiune de călătorie, de alegeri, să lăsați în urmă acest consum de energie. Zice de bătezi consum de energie sau o energie foarte intensă care vă consumă, eu știu, zilele, nopțile, vă consumă, da? Interesant, cu cavalerul de bâte invers și 8 de cupe pe orizontal, 9 de cupe înseamnă să vă învățați. Asta e una, aveți multe lecții de învățat în această perioadă și în această situație. Să vă învățați să vă iubiți pe voi, da?
să vă... Ce frumos, să vă reîntoarceți. Cavalerul de bâte uneori fuge de el ca să cucerească alte lucruri. Da, să cucerească. Uite, e altă canalizare sau channeling, cum se zice în engleză. Un film care mi-a plăcut foarte mult și pe care îl recomand, Regatul Cerului, da? Acel cavaler, taci din gură, te rog, Mura, acel cavaler încerca să fugă de un trecut, de un doliu, de o stare de gol emoțional, de pierdere emoțională și atunci a plecat în cruciadă, da? Și a făcut, și a împlinit misiunea spirituală. Și acum, aici este, și ce stăream. Unii dintre voi probabil că ați fugit de voi, în ce sens, cu 8 de cupe invers, pe orizontal. Da, ori ați fugit prin mici aventuri. Unii, nu toată lumea, stop, nu săriți pe mine, da, nu toată lumea, unii. Poate ați încercat să aveți unele aventuri sau chestii ușor satisfăcătoare ca să fugiți de această stare de gol emoțional. Alții n-ați avut încredere. O cavalerul de bâte în poziție normală are încredere. Invers, nu are încredere. Nu aveți încredere că puteți să cuceriți pe cineva, să vă cuceriți destinul, să vă explorați viața. Și atunci trebuie să vă reîntoarceți undeva către cineva care vă aduce emoții, care vă învață eventual să vă iubiți 9 de cupe și toată această experiență poate să fie, repet, cu ajutorul cuiva sau pe cont propriu, depinde cât de ambițioși sunteți, în care vă descoperiți, ia uite, autenticitatea, vulnerabilitatea, adicțiile. E o chestiune de sinceritate. Iar unii dacă e un personaj în viața voastră care vă aduce multă fericire, apare o reîntoarcere. Dar sfatul este, dacă vă reîntoarceți, să vă bucurați, bucurați-vă de acest moment, bucurați-vă de stările pe care le simțiți, dar într-un mod mai profund, da? Mai stăpânit, nu nărăvaș, da? Apare cavalerul de bâte invers. Mai înțelept. Mie mi se pare clar sfatul, sper să îl primiți, eu știu cum se cuvine, clarificăm. Da, trebuie să lăsați aceste băte, ori un job epuizant, ori o căsătorie epuizantă, ori o relație de familie epuizantă, trebuie să le lăsați în urmă ca să mergeți iar faetonul către destinul vostru. Dar cum puteți să mergeți către destinul vostru dacă nu totuși cu inima plină, da? Cu, iubindu-vă pe voi, pentru că nu puteți să cuceriți destinul cu inima goală, da? Sau neiubindu-vă, neavând încredere, cum am spus, cum spusei mai devreme. Exterior. Te rog frumos, Mura, să fii cu minte. Clarificăm judecata influenței exterioare odată, judecata invers, de două ori. Pe de-o parte, vă este teamă că vă judecă cineva de trei ori. Ne-au te doi de monede. Posibil cu acest semn de pământ să vă fie teamă că cineva vă judecă că nu sunteți stabili, că nu sunteți tradiționali. Mai dăm o carte. Odată. Sau cineva trebuie să aleagă între voi și de trei ori și altcineva. Patru de cupe, interesant. Regretele. 4 de cupe, 5 de cupe. Sunt niște lacrimi care s-au scurs. E un personaj. Deci, suferința cuiva, interesant, suferința cuiva și conștientizarea că acest personaj trebuie să aleagă între voi și ei sau altă persoană, vă influențează. Da? Judecata lor. Și în primul rând, interesant cum vine, judecata este invers. Nu este o judecată corectă. Este mersi mult de inspirație. Nu este o judecată corectă. 2 de monede este pe orizontal, 4 de cupe este în poziție normală. Deci acest personaj încă este influențat de niște emoții negative. Nu s-a eliberat de emoțiile pozitive. Și atunci, felul în care vă judecă și în care se manifestă dezechilibrat un pic,
vă influențează și pe voi. În această poveste, poate că participă la această energie din prezent, pentru că sunt mai multe cărți, destul de... Unele sunt frumoase, da? Împărăteasa și concepția, da? Celelalte, neutre, cu patru de spade, este neutru, este o analiză, dar apare iar doliu și regretele și lacrimile. Mai dăm o carte pentru această influență exterioară. O dată, de două ori, de trei ori pentru balanțe. Regele de cupe. Acest personaj are multe emoții pentru voi, dar ceva regretă. Poate dacă, repet, sunteți într-un trio, regretă situația, știe, conștient că, sau conștientă că e dezechilibrată situația și cu toată dragostea pe care o simte, regele de cupe pe care l-am văzut chiar de la început, cu toată dragostea pe care o simte față de voi, încă e influența de faptul că nu puteți să renașteți, judecata invers, că poate voi încă sunteți în procesul acesta de transformare sau încă influențați și voi de niște energii negative sau persoane negative, da? Dar regele de cupe a venit în poziție bună, ia uite și are emoții. Regina de foc. Cinci de bâte și regina de cupe. Judecă. Posibil să fie și într-o stare de dor. Acest personaj sensibil, de altfel, profund, dar e într-o stare de dor și oarecum este dezechilibrat cu doi de monede pe orizontal. Posibil să simțiți și voi lucrurile acestea. Și au senzația că judecata invers, că ceva nu merge în această renaștere, judecata și turnul invers. Încă mai sunt niște lucruri. Nu întâmplător apare, revin, the heart of the matter. Lucrurile sunt mai profunde decât vedem noi. Și totuși au multe emoții. Dar nu este viziune clară nici din partea voastră, nici din partea lor. În legătură cu, sunt conflicte mentale, vă faceți gânduri. În legătură cu atracție, cred că, ce simt? Simt că atracția fizică este uneori mai puternică decât emoțiile pe care le aveți și bulversează și pe ei, nu doar pe voi. Adică este și dragoste, este și chimie, dar se pare că atracția fizică e în cel puțin acest moment copleșitoare față de emoțiile care, repet, sunt foarte profunde. Oricum, șase de cupe, câte rog frumos, de trei invers în poziția fricilor o dată, de două ori. Și uite, iar fac etalare lungă, de trei ori. Prințesa de spade. Da, a venit pe orizontal. Iar, ba comunicați, ba nu comunicați cu un suflet pereche și din cauza asta nu se leagă. Povestea nu se manifestă nici împăcare, nici că e ceva, o stare de ambiguitate în comunicarea dintre voi. Vă simțiți pe de-o parte, visați unul la altul, dar nu e o comunicare coerentă, clară. Regele de monede. Unul este foarte strict. Regele de monede mi-amintește și de împărat, da? Poate are responsabilități în viața personală, iar clarificăm trei de monede. Invers. O dată, de două ori. Dacă sunteți într-un triunghi, de orice formă ar fi, nu vă mai doriți acest triunghi. Vreți să alegeți. Și doi de monede apare și la influența exterioară. Știți că cineva trebuie să vă aleagă și voi pe ei și ei pe voi. Iar faetonul. Dar nu e invers, dar nici în poziție normală. E pe orizontal. Iar dorința de a alege faetonul, am spus, asta e o carte foarte frumoasă, îmi place faetonul. În acest drum către destinul nostru, întotdeauna avem un partener care ne susține, nu suntem singuri. Către steaua noastră, către stelele noastre, da? Misiunile noastre în viață. Și atunci, da. Știți că și ei trebuie să aleagă și voi trebuie să alegeți, vă doriți să aveți această capacitate să alegeți. Doi de monede alege, da? Alba sau neagră?
Patru de bute referitor la acest personaj care vă, ia uite, cu care poate ați și vă bucurați de acest personaj. Dar ați avut și o perioadă de tăcere între voi doi. Clarificăm totuși încă o dată, încă o carte pentru dorințe. O dată. De doi. De trei ori. Uf, a venit singura. Ok. Bine că vine. Singurică. Singurică. 8 de monede, iar. Încercați să aveți răbdare, dar nu prea mai aveți răbdare. S-a terminat la 9 de monede. Posibil, dacă e o persoană, să fie o persoană independentă cu 9 de monede. Dar a venit 8 de monede invers, care merge către 7 și la voi. Posibil să fie o persoană în această poziție a dorinților pentru unii dintre voi. Repet, persoană independentă, 9 de monede. Sau care își dorește independența? Poate voi vă doriți independența. Dar dacă e o persoană care e independentă, mi se pare o carte superbă, preîmpărăteasa, cu reușită, da? Cu un potențial deosebit. Poate vă doriți să vă aștepte până luați și voi deciziile, să nu se grăbească în deciziile pe care le ia, apropo, în felul în care vă judecă, măi, dar mi se pare foarte profundă etalarea. Sper să nu fie doar impresia mea, da? Știți că și voi trebuie să alegeți și ei și vă doriți ca nici ei să nu se pripească nici voi, ca să puteți lua o decizie înțeleaptă. Wow! Mi se pare o etalare foarte complexă. Foarte complexă. Clarificăm 5 de bute în viitor. O dată. De două ori. Iar o chestiune și de muncă, de implicare. De trei ori. 4 de monede. Dar țineți foarte mult la un personaj care iese din tipare, interesant, da? Un personaj care iese din tipare și cu care încerca să renașteți. Moartea a venit invers. Nu vreți să se schimbe lucrurile. Mai dăm o carte. Eventual, pentru acest personaj veți lupta. Aveți conflicte, iau te flow. Știți că trebuie să faceți sacrificii. Și știți. Dar e trebuit să a venit pe orizontal, că trebuie să vă eliberați de un ciclu de suferințe. Să vă regăsiți speranța. Steaua înseamnă speranță. Înseamnă credința pe care am văzut-o, da? Credința. Credința. Să vă găsiți credința. Și, dragii mei, flowing-ul ăsta pe care eu l-am făcut în loc de spânzuratul, da? Și în spânzuratul și în această carte există noțiunea de iluminare prin sacrificiu, iar starea aceea de reverie despre care am vorbit mai devreme, schimbare de perspectivă, ia să mai vedem încă o carte. O dată, de două ori și de trei ori în viitor. 6 de monede. 6 de monede. Dorința de reciprocitate față de acest personaj sau, eu știu, relație în care vă simțiți fericiți. Asul de cupe se poate naște. O nouă relație în care să fiți fericiți. Dar e în lucru, e în lucru. În cât timp se va lucra, se va manifesta, iar variază. Sau o nouă etapă, da, evident. Clarificăm 7 de monede invers. O dată, de două, de trei ori pentru balanță, soarele, nu venu să... Asta e stresul. 8 de spade. Stresul v-a ținut până acum pe loc. Dar reprogramați-vă, dragii mei, că 8 de spade înseamnă și e atracție. E atracție, foc, da? Așteptare, mister, confuzie. Dar vă atrageți ca niște magneți, nu mai aveți răbdare. Acum, în acest context, deja 8 de spade, îl văd ca pe o obsesie în care vă gândiți tot timpul unul la celălalt și nu mai aveți răbdare. Vreți să vă eliberați unul și celălalt de blocaje ca să... Da, aici este. Aici este. Mai dăm o carte, totuși, să vedem ce reușiți să faceți odată. De două ori. De trei ori. Mai
vă mai adăugați gânduri la gânduri la gânduri la gânduri. Iar, invocați-vă, vă atrageți unul pe celălalt. Ia uite, pasiune e de dar. Dar, asul de monede undeva mai în spate. Se va manifesta și 3 de cupe și asul de monede, adică și bucuria și începutul. Și stabilitatea sau materializarea acestor emoții frumoase, dar aici este și stres, și atracție, și vă stresează această atracție. Vă șochează, încercați să rezistați acestui șoc electrizant, acestui magnetism, încercați să rezistați. Dar eu știu pentru cât timp clarifică 9 de monede inversă, de 2 ori, de 3 ori. 3 de cupe, ah, ce frumos, ce mă bucur! 3 de cupe și magnetismul, lăsăm aici că e frumos, vă atrageți până la urmă întâlnirea cu sufletul pereche, da. Asta e frumos, deci până la urmă vă atrageți, totuși luna asta o să vă întâlniți. Eu știu, odată, măcar odată, dacă nu, poate de câteva ori, 3 de cupe, dar vă întâlniți cu sufletul pereche, vă bucurați. Vă bucurați pentru că aici aveți și sfatul și apare 9 de cupe, da? Vă veți bucura. În pofida, vai, săraci de voi, vai, sărăcuți, în pofida tuturor stelor prin care treceți. Ia uite, foc, magnetism, da, e ce mai e. Vocea interioară, da, dorința vă șoptește că trebuie să călătoriți mai aproape unul de altul, să vă vindecați și să manifestați aceste emoții, da, magicianul emoțiile, vedeți? Wow! Măi, dragii mei, vă doresc dragoste, pace, creva, cât am mai vorbit. Dragoste, pace, creștere spirituală și succes, mă, că e greu, dar o să fie bine.